În portul Constanța s-a protestat luni dimineață. Peste 60 de angajați ai Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au adunat astăzi încă de la primele ore ale dimineții în fața sediului ca să își spună nemulțumirile. Potrivit sindicaliștilor, instituția funcționează ca entitate civilă, neputând fi în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În cazul în care ajunge în curtea X-ul, ar deveni structură militară, iar lucrurile s-ar schimba radical. Oamenii au început să mă sune, să ne adunăm, să vedem care este situația. Da? Am luat această atitudine și totodată m-am informat. Domnul ministru, din punctul meu de vedere, este greșit informat. Ce se întâmplă cu această agenție, cu oamenii din această agenție, care este înființată, a fost grup salvare, reorganizat prin agenție de salvare. Angajații acestei instituții, mă refer atât personal brevetat și nebrevetat, dețin brevete certificate IMO. Cei de la ISU nu au astfel de certificări, pentru că durează foarte mulți ani. De exemplu, un institut de marină durea pe vremea mea 5 ani de zile. Nemulțumirile au venit în lanț după ce ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, a anunțat duminică faptul că Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare va fi desființată, fiind dat deja acordul din partea premierului. La acea agenție de salvare a vieții de om pe mare, noi avem un control pornit la cererea mea. Dacă vă aduceți aminte, în martie s-a scufundat un vas ucrainian, iar vasul Arzvom nu a putut ieși din port că era vreme rea și barca pe care ei au dat milioane de euro nu putea funcționa pe vreme rea. Am trimis un corp de control acolo, control încheiat care a ridicat o serie lungă de probleme pe zona de achiziții. Am un anunț de făcut. Această agenție va fi desființată. Am discutat și cu premierul României și și-a dat acordul, a declarat Cătălin Drulă, ministrul transporturilor. De partea cealaltă, angajații Arzvom neagă acuzațiile și spun că nava a fost întoarsă din drum. Nimeni n-a fost interesat să afle cu adevărat ce se întâmplă aici, că oamenii sunt foarte buni, oameni deosebiți, prin comparație vă spun că știu, oameni care percutează imediat și sunt foarte bine pregătiți. Și gustul meu, după 42 de ani, cu un an înainte de pensie, e unul foarte amar. Eu și familia mea lucrăm aici. Eu, comandant de la 22 de ani, fiul meu este comandantul navei Artemis. Și în ceea ce s-a întâmplat atunci cu Artemis, nava a plecat în 3 minute, deja era ieșită pe gura portului. Angajații agenției sunt specializați, printre altele, în operațiuni de salvare pe mare, în dezeșuarea navelor și a epavelor, stingerea incendiilor navale și spargerea gheții pe căile navigabile. Spre exemplu, nava SAR Cristal, construită în șantierul naval din Mangalia la începutul anilor 2000, a participat la nenumărate misiuni pe Marea Neagră. Deși au trecut ani peste ea, comandantul Aurel Staicu spune că nava încă se ține bine. Aproape 20 de ani. În timpul ăsta a participat la foarte multe misiuni. Foarte multe misiuni și de depoluare, de salvare, au adus migranți de pe mare și a făcut treaba. Deci, adică ne-am descurcat. Nu mai este o navă de top, dar încă ne folosim de ea și ne ajută în muncă. În urma celor constatate, după controlul dispus de Ministerul Transporturilor la Agenția de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar pentru luare de mită pe numele directorului Daniel Manole. Acesta a fost arestat preventiv și revocat din funcție.